Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin a depus un proiect cu finanțare europeană pentru a reabilita parcul din zona Aluniș sau Valea lui Dinu, așa cum este cunoscută de către severineni. În trecut, zona a fost divers explorată și au fost date mai multe întrebuințări. A fost debarcader, dar și zonă de recreere cu restaurant. În proiect, primăria intenționează să transforme zona într-un parc cu loc de picnic, de recreere și vor fi realizate diverse terenuri sportive. În momentul acesta, sau înainte, era un fel de bar-restaurant, va fi scena pentru zona culturală. Vom avea scenă, vom avea zone sportive, terenuri de tenis, teren de basket, mese de tenis de masă, piste de biciclete. Vom împăduri toată zona de deasupra. Vor fi în un fel de pădure, va fi un fel de pădure urbană. Vom avea terenuri de basket, de tenis, o zonă de gimnastică în aer liber. De 7 milioane de euro este nevoie pentru ca Valea lui Dinu să prindă viață. Primăria Severin a depus un proiect cu finanțare europeană pentru a readuce la viață zona care la acest moment a fost lăsată în paragină și unde se află doar vegetație. În trecut a fost transformată în debarcader, însă nu a funcționat mult timp, motiv pentru care reabilitarea zonei va fi dusă într-o direcție culturală și sportivă. Un proiect de 7.200.000 de euro pentru o suprafață de 5 hectare și jumătate. Vom acoperi întreaga zonă pe două paliere, una culturală, una sportivă. Vom avea terenuri de sport, vom avea loc de joacă, pistă de bicicletă, vom avea mese de tenis de masă. Zona culturală va fi acoperită de o scenă imensă unde se vor putea ține spectacole. De asemenea, vom împăduri întreaga zonă. O noutate va fi zona de picnic, acolo unde oamenii își pot lua masa în aer liber, așa cum se practică și în alte țări din Europa.